FMI nu este de acord cu reducerea CSE-ului cu 5 puncte procentuale de la 1 iulie, potrivit unor informații. Guvernanții n-au reușit să convingă misiunea Fondului Monetar Internațional că economia României este capabilă să acopere golul pe care l-ar crea la bugetul de stat o astfel de măsură. The budget rectification will be done in July based on a technical consultation. Mm-hmm. And it will include also the plan to cut the minimum the social contributions by 5 percentage points. The idea is that for 2014 it's obvious that we can afford to have a reduction of the labor taxation. But that measure should be sustainable on long term, 2015-2016. And on this topic, we have not yet worked to identify the measures to keep it sustainable. Surse din interiorul negocierilor susțin că misiunea FMI a decis să plece de la București fără o scrisoare de intenție înmânată de către autoritățile române, iar bordul se va reuni abia în toamnă ca să analizeze rezultatele acestei evaluări. They will return in November. Mm-hmm. In order to work together for the 2015 budget. And the new budget will be presented by the government to the parliament not sooner than the end of November, because October is an electoral month. Analiștii economici se tem că executivul va pune totuși în aplicare măsurile electorale anunțate.